Procurorii DNA ai Serviciului Teritorial Alba Iulia au efectuat astăzi, 16 februarie, percheziții în județele Covasna, Brașov și Iași. Cercetările au fost făcute într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție comise în anul 2015. Potrivit unui comunicat transmis de Direcția Națională Anticorupție, au fost efectuate percheziții domiciliare în 4 locații situate în județele Covasna, Brașov și Iași, din care una reprezintă sediul unei instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice. Procurorii vor beneficia de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații, din partea Direcției de Operațiuni Speciale și din partea Inspectoratelor de Jandarmi Județene Alba și Iași.